Deși sunt doar 10, comisarii gărzii de mediu Giurgiu sunt nevoiți să piardă mult timp pentru verificarea reclamațiilor și sesizărilor primite, cărora conform legii sunt obligați să le dea curs și, evident, să le și răspundă. Mai grav este că există giurgiuveni care pur și simplu și-au făcut un scop în viață din a reclama, sesizând aproape zilnic gărzii de mediu tot felul de probleme, multe dintre acestea neavând practic nicio legătură cu obiectul de activitate al comisarilor de mediu. Sunt tot felul de solicitări, de multe ori în afara domeniului nostru de activitate, și cred că cea mai amuzantă sesizare a fost aceea despre care s-a scris în presă, care s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani, prin care o societate, societatea de ufologie, cei care se ocupă cu studiul obiectelor zburătoare neidentificate, ne-au sesizat prezența unui astfel de OZN pe teritoriul județului Giurgiu, cerând intervenția noastră promptă. Sigur că, în conformitate cu Ordonanța 27, a trebuit să dăm răspuns în cele 30 de zile menționate de lege. Paleta reclamațiilor și sesizărilor primite de garda de mediu este extrem de largă. Unii, de exemplu, vin la comisarii de mediu să-și reclame vecinii că și-au transformat tarlalele în toalete publice. Există însă și reclamagii de profesie, care și-au propus chiar să intre în cartea recordurilor. Am avut câteva cazuri de personaje și avem în continuare. Unul dintre ei chiar declarând că vrea să intre în cartea recordurilor prin numărul sesizărilor pe care le face instituțiilor publice. Eu cred că astfel de persoane ar trebui să existe o posibilitate legală să fie verificate de către echipe specializate de profesie, să vadă dacă știu și eu pot răspunde în fața legii sau trebuie internate într-un sanatoriu. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care la garda de mediu Giurgiu lucrează doar 10 comisari, care, în loc să se ocupe de probleme reale de mediu, sunt obligați să dea răspunsuri la astfel de reclamații. Până acum, de la începutul anului, au fost înregistrate peste 200 de sesizări și reclamații, iar o bună parte dintre acestea sunt de-a dreptul fanteziste, însă comisarii sunt obligați să le dea curs.